E pentru prima dată când mă urc în așa ceva și conduc așa ceva. Bine că n-are ramă la geam. M-am gândit că e... Dacă e să faci testul... calității? Ia, păi testul calității. Bă, nu stă rău. Bine, stă un pic rău. Ia, păi. Am, că nu e rău. Pentru a nu e ce sering asta aici. Ce sering, mă, este de mână? Asta aici. E mână de mână, aia. Asta aici în capăt. Ai clăzire scoane. Da, hai să vedem, dăm cheia. Stai că ai toată tupla de chei. Așa e mi s-a sunat adevărat. Așa și are... Vezi că e în viteză, Ruțule, să nu dai cu ea în stâmp. Pune piciorul pe ambreaj. Stai liniștit, gogoaș. Dar tu ajungi la ambreajul ăla? Ajung, ajung. Mamă. Pune centurile, da? Da. Păi îmi doream de mult să conduc un mini. Un BMW din ăsta mai low cost. De săraci. Bă, de sărat sau nu? A pornit. E volantul cum asta simplu, ai zis? Da. Ai trapă. Panoramic chiar. Și vezi să zic că la Mirtele de spate, vezi? Și ca, ca la talisman. Și fii atent aici, ai tu la Mirtele așa, uite. Mai zici ceva? Da. Hai că fii atent, că să mai aibă aici. Bă, e mișto. Adică e și diesel. Ai și încălzire în scaune. Sper că merge. Da, merge. Ai și climă. De fapt, nu e clima aia, ce? A, ce? Manual. Și un, o chestie. Scrii mie geamul de drum. Lasă-mă un pic. Uite-mă că știi, nu cred. Da, sunt mișto. Sunt mișto chestiile astea la... Adică e mai diferite ca mașină. Și nu e chiar așa înghesuit. Bine, e pentru două persoane. Ce, unde ai văzut tu așa ceva? Așa, așa, așa. Băi, e prima mașină care văd. Să fie diferite. Da, dar tu are e pentru șef de stat, scuze-mă. Așa, și... Mașalierul exact ca la BMW. Cum e mașalierul la BMW? Ai uitat cum era cu E90? Ia! Ăla e tati! BMW-ul mai low cost. Așa. Bă, nu prea văd în spate, dar... Deci bă, un... nu te vine! Mamă, ce direcție are! Te simți și tu bărbat! Da, venite la... Ai senzori? Nu! Nu dai pe vreodată! Dai! Vezi că ăla e mașalier? Știu. 7,5 consum? Da, da, nu e resetat, l-am resetat acum 20 km, cam așa ceva. Nu, acum 60 km și se fac. Câți cai ai zis care? 75. Deci, hai să luăm cu începutul, Gogo, așa. 1.4 diesel de Toyota, ai zis că e ăsta? Da. 75 de cai. Fără de pe de fabrică. Și nu scoate fum deloc. Și cu masă cu volantă simplă. Da. Și 6 trepte. Și 6 trepte, e consum bun. La drum lung. În oraș 7-8 în oraș nu e mult oricum. Păi nu, e consumul de București e vreo 6,5-7 maxim. Real? Da, real. O să vezi acum, uite, de 67 de km nu s-a resetat consumul și încă n-a apucat să se stabilizeze. Și am mers mai mult oraș? Nu mai oraș. Uite ce e 46 turbat. Da. Vede după fumul din spate că e turbat. Și evacuări. Și cum ai ajuns să ții mini, Cornel? Păi, m-a făcut la Sims, ai văzut? Ăla cu E46-le? Da. Păi, el ce ți-a zis? E46 turbat. Păi, a zis să... o mașină de 2000 de euro să fie mai altcumva, adică să nu... să-mi placă să mă urcă ea. Așa. Și am dat un scor. Ce opțiune ai avut? Nu prea e la 2000 de euro să fie ok. Adică poți să iei Golf 5? Nu știu ce Golf... Nu știu, mă, îți depare că nu găsești. Adică, cum spui de Golf 5 la 2000 de euro... Cu spumă în pragul, cu rugină în... Aia da, nu zic. Chiloasă, tot asta. Păi, dacă vrei dotări să bată motorul și așa și chiuloasă pe ducă și așa, da, să pierde antigel sau așa, găsești la 2000. Atunci ar putea să ai noroc să găsești multe. Și am zis, bă, nu vreau, sau o Polastra Rush, adică am mai avut o Polastra Rush. Știi care a fost criteriul meu? Am zis, bă, vreau o mașină cu motor mic diesel care să aibă cup holdere, da. Să aibă cup păi holdere. Sunt de dotare rară în ziua de azi, nu mai găsești cu cup holdere. Și unde ai tu cup holdere aici? A, le-ai jos. Și mai unul și aici între scaune, spate. Și mie îmi place mașina cu trapă, mi se pare că mașina cu trapă îți dă oarecare așa, nu știu, libertate. Și mai ales când ai spus panoramicul ăsta e... Da, e mișto. Ea nu trage așa, wow, bine, trage după 2000 sus dacă o turezi. Nu trage, dar ideea e că la banii ăștia, zi 2000 și un pic de euro, să ții trapă, să ai încălzire, să ai AC. Și vezi, să încălzește repede, nu? Da, și... Bă, nu e o mașină urâtă, adică... Ia turează, mă, turează.
Așa, nu, că e rece încă Cornel. Rece, da. Nu, vreau să ți omor mașina, n-ar fi chiar ok. Și așa că... Și e și interesant, ca și turometru, cum i-o pus și vitezometru acolo, adică e mai atipică ca mașină, știi? Am unde sunt avariile? Ce? Avariile, unde sunt? Bă, ăla ai văzut, vede că ai un BMW, că ochiul după avarie. Da, știu, la Mercedes așa, se dă și un avarie. Te lasă și pe tine unul până nimerești, până alea. Ce dăm pe aici? Așa. Dă-i cu ștergătoarele să vezi ce dubios e când ai parbizul. Nu, trage-te de tine. Ăla era din spate. Așa. Dă-i de tine. Și ridică. Uite, vezi cât de repede sunt ștergătoarele, cum stau. Da. Mercedes ăsta, Mercedes și restul, chiar să zic BMW, Mini și restul. Și fii aici, că ai dat cu ștergătoarele, dar poți să filmezi aici în dreapta. A, e ăsta. Licăre, da? Ia, nu, fii aici. Mai dau încă o dată. Uite, uite la pe aici. Așa, dar de ce licăre? Că n-ai? Că n-ai lichid de parbriz, văd. Bă, uite, n-am, sunt niște chestii care... Interesante. Interesante, da. Totuși, ce an e mașina asta? 2006, parcă. 2006, da. Bă, în 2006 să ai mașinuța asta, totuși, a costat ceva de nou asta. Bă, da, și sincer, așa ca și... Vezi că nu trebuie să ne spați cine bine când dai prin motor sau ceva, adică nu e... Nu, a fost, păi dar oricum în generația asta se făceau mai bine mașinile. Păi nu se făceau mai bine, că dacă e așa și încerci să faci pe aia... Păi da, dar... Păi da, dar uite, pune lângă un N90. Că e N90, trebuie să recunoști că e tank. Da, mi se pare N90 mult mai ok. Și seria 1 mi se pare mai ok, fiindcă am vrut să-mi iau seria 1 și pe aia am văzut că un seria 1 ok, ca bani. E 3.000, 4.000. 4.000 și ai zis, bă, dau 3.000, 4.000 pe mașina. Așa. Bun, nu v-ați dat seama pe mașina. Și iau tot o mașină cu tracțiune în spate, asta e avantajul că ai tracțiune în față. Da. Și iarna ce făceam, stăteam cu două BMW-uri în parcare ca o stângere. Asta e, îmi plac și butoanele astea cum s-o ocupate, adică e mai atipică. Ia de acum, să crezi. Mamă, Cornel, cât avem? 70, da? Periculos? Nu e așa, sir. Și casa la consum, de așa, sir. Păi, așa. Ia. Păi, instant, 4. Acum e pe pantă sus. Ai 5, cred. Stai, două spune să coborâm, să fie pe drum drept. Am, mă, vrei să mă furi acum la consum? Păi, jur că îți consumă... 4. La drumul ăla a scos 3,5. Păi și eu am scos 3, cu oameni. Păi, 3, 3. 3, 8, 4, 1. Instant. De la drumul cu cea 3,5. Și mi se pare mai pare interesant, mi se pare geamurile interesante, fiindcă sunt pătrate și ai vizibilitate foarte bună. Mi se pare că vezi totul cu mașina asta. Ba da. Față de alte mașini, exemplu, între a mea, mi se pare că n-am vizibilitate suficient de bună. Păi chiar mă uitam la ta că are stâlpul ăla, că m-am mâncat în ea prima dată. Da. Are stâlpul ăla super gros și super întindat și nu dă seama nimic. Asta chiar... Bine, bănuiesc că și asta, dacă e să ție una mai, nu știu, an mai sus sau așa, e scumpă și asta ca mașină. Ca și întreținere nu cred că e nespiriat. E făcut vreo revizie? 2,5 lei. Intră 3 litri de 3,5 de ulei sau 4. Și filtrele sunt foarte ieftine. Bă, nu e... Față de motorul de Toyota asta. Așa. Care s-a pus pe Toyota Yaris, pe Toyota Corolla. Mi se pare că s-a pus acolo variantele de 90 de cai. Așa. Asta e o serie de 75 de cai. Da, dar îl văd fiabil la 1.475 de cai. Da, da. Și volantă cu masă simplă și fără DPF. Adică nu cred că sunt multe care poate să spice la mașina asta să fie și scumpe. Bun, injectorii 100 de lei. Să faci dreapta rusule, că e poliția acolo. Sigur că da, Cornel. Adică n-ar fi legal, dar totuși. Mai bine eviți, unde să fac dreapta? Nu, mai în față, spune unde să fac dreapta. Sunt foarte liniștit cu mașina asta. Fii fără grijă. Mă, oricum, la 2000 de cât se ție un Logan, într-adevăr e mai bun asta. Dar nu e practică precum Loganul, sunt multe chestii care... Băi, în poziția în care stăm noi acum, poți să frânzi puțin în spate? Da, și încerca, da. Nu mai e loc. Nu mai e loc. Și dacă vezi pe bagajul de mic e... E mai mare pe bagajul la Smart, cu vremea. Da, nu e practică, dar uite, pentru începători, începătoare, mi se pare o mașină bună asta. Spune-te aici. Da, și pentru... A, nu poți face aplicică. Băi, ai față dreapta. Stai și mă gândeam, ce trec cu dreapta vreodată? Am urcat în intersecția. Tu zici dreapta să ies în DN1? Păi nu. Da, nu. Dreapta, să ieși pe chitirei. Să arăt. În rest, cum ți se pare?
băi, interesantă ca mașină, vreau să conduc una să văd cum e. Ca la Mercedes, asta ai văzut? Da. Și fie aici, ea deschide și închide puțin grele, nu se par puțin mai solide decât la Mercedes? Ba da, păi da, na. Băi, atipică oricum, adică mașina asta a fost făcută altfel. În generația aia, adică zic că ar fi cu V90-ul. Da, cam când, așa. Când s-a lansat N90, au scos modelul ăsta. Nu e rău. Adică, îmi plac asta, uite, sunt mai atipice astea de la AC, sunt normale, dar, mă rog, nu e asta o problemă. Și mânerele și astea, am văzut iar că la ială, gen la ușa are pe interior, n-are pe exterior, ceea ce mi se pare interesant. Are niște probleme de fabricație, că de toți care au Mini Cooper știu că geamurile se strică foarte repede, adică se strică macaralele și se strică de țărba mai dragă. Asta e la orice cupe sau mașină care nu are ramă. Sunt subdimensionate macaralele, se strică mecanismul pentru că geamul e foarte greu, e foarte mare și se strică. Din cauza asta au probleme. În rest... Păi nu e, adică îmi place. Chiar îmi place, pe bune, adică mă așteptam să fie, e înghesuită ca mașină pentru mine, nu mi-aș lua. Da, adică dacă stai doar tu cu mine, da, așa, da, ai e... spațiu la picioare, eu am spus ultimul stau eu aici. Adică e... Mă așteptam să fie mai slabă din anumite puncte de vedere, dar nu e. Înainte la Mini Cooper-ul ăla vechi, era așa? Din sticlă. Așa. Da, da, da. Și ăsta, și rămasă tot din sticlă, cu plastic aici. Reducere de costuri, ca să nu mai zicem că ai ca la Logan până la 7000 și tu ai diesel. Da, la 4.5 trecem peste. Dar eu zic că îți faci treaba că ai și 6 trepte, 75 de cai. Materiale moale, moi pe bord. Păi ce competitor să știu care avea asta în generația? Ba, 2000 de euro nu prea să, adică să iei oglinzi electrice și ce îmi place la oglinzi. Zim ce vezi diferit față de mașini normale cu oglinzile. E mai mică sala șofer? Nu, tu vezi că e oglinda pe ușă. Da, bă. E oglinda pe ușă, te face dubios. Deci, uite, dacă deschid ușa acum, am mers fie de aici. Da, uite, vezi. Da, vezi, e diferit, adică are multe chestii care sunt diferite față de altele, știi? Și ai și oglinzile electrice, uite aici în mijloc. Da. Da, sens, ai și trapă și motor ok și taxe mici. Mai puțin asigurarea care e 1300 de lei pe an cu noile reglementări. Da. E, de cât timp ai mașina asta tu? 3 luni. Fac dreapta aici? Da, dreapta aici. Aici? Da. Prima? Da. Așa că nu mai știam. A, ca să ieși pe DN1, corner. Pe aia să țin și eu. Asta am spus și eu. Nu, asta am spus eu. Da. E ok, o, pentru și consum și... Oh, bă, oricum... Da, bine. Nu poți să ieși că e mașina concepută să fie confortabilă asta. Dar să vezi cum era cu jate pe 17, că eu am pus acum bine mai rigidă pentru că am pus suspensie sport pe ea. Dar când am pus suspensie sport aveam și jate pe 17 cu balon pe 45, cred că era. Acum am jate pe 15 cu balon de 65. Băi, tu știi cum era cu jantele și cu suspensia? Era terorist. Țeavă, frate, deci ce că n-are telescope, că-i sudat. Open diff? Da. Nu era, era haos cu mașina. Nu recomand pe Mini Cooper să pune suspensie sport, e... E... Nașpa. Cred că chiar am văzut la un videoclipper din ăla că suspensie sport în București, că e problemă. Da. Da, cred că mountain bike ăla. Da, da. Ăla, bă, s-a apucat de vloguri. Ai și tu pe bana cealaltă, că e tot de clopile pe aici. Ai, nu pot. Semnalizează și bagă-te că ai... 75 de cai. Gata. Aia, i-am dat așa 5, vezi? Da. Bă, dar e etajată bine cu tine la 80, ai 2000 de ture între 5, la că te nevezi de chiar și a 6. Și ăsta aeroplană, 1600-1700. Cât aveai la 100 la oră, ce tura ți-ai la Mercedes? Între a 7 am 1000, nu mai știu, nu. Chiar nu le știu. Păi, tot pe acolo, e puțin, poate 200-300 de ture mai... Bine, la mine sunt 9 trepte, tu ai 6, dar bine, la manual, na. Dar e etajată bine, adică cât să ai la 120-130, la 6 ai 2000 și un pic. 2000, da. Nu e rău. Aici dacă merg cu instant, uite, 4-3, 4-2. Păi nu, ia de aici, să ia de aici, să poți mai puțin. Da, probabil, pentru că e la 2000 de ture acolo. Da. Da, bine, e irrelevant acum. Trebuie să vedem, se stabilizează. 3. Fac dreapta aici, Gogoșa? Nu, fac. Dacă mașina asta, dacă nu ești supărat, de sub 2000 de ture, da, costă mai mult decât cu ea durată. Am văzut și o treabă asta, prima dată mergeam ca
m-aș merge cu un aspirat, cu o benzină în aspirat. Și fiind un motor mic, are nevoie turbina aia să... să lucreze. Da. Bă, nu e, chiar e ok. Și nu zi de 2000 de euro, că poate la 2000 nu-ți găsești. Dar și la un 3-4000 nu era. Bă, și nu ți-ai rușine cu ea, frate, că acum arată ce rușine cu ea. Da, arată bine ca mașină, și ai și plutări interioare și e destul de închegată. Ea e tracțiune față, adică uite, e chiar o opțiune ok pentru... Știi care e avantajul? Că Mini Cooper arată din 2001 sau 2002 până în 2013-14-15. La fel. Uite, Volkswagen-ul. Dreapta. Cu pan. Pan, da. Ce poate să zice la un moment decât să se zice roata? Să faci pan. Să mănânce un litru, două ulei? Sau aia, da. La 1000 de kilometri? Da. Sau să spice de PF-ul și să-l anulezi? Ce este ăsta? A5. Asta e A5-a nou? Nu e nou, e 2017. În sus. Bă, da, e frumos. Chiar e frumos. Că ce se poate strica la Volkswagen? La Volkswagen. A, și cu Mini, că până în anii nu știu cât arată. Din 2001, în 2012-2013 arată cam la fel, frate, și dacă ții un 2012-2013, sunt mici diferențe, adică doar cu rotatorul adevărat și diferența între R50 și R50-3, să zic așa. Da. Zici că e o mașină mult mai nouă. Cel mai mamă, uite, s-a avut bani, a dat 2000. Da, a luat... E bogat de mult. Merg înainte în pasaj. Da. Ce ar fi avantajul cu mașina? Bă, că... Da, nu prea am eu loc în ele. Da, e cam la limitate. Da, eu sunt un Mini mai maxi, așa. Dar să știi că este Mini și mai mare acum. Poți să iei un Countryman. Da. Uite, vezi că și asta, când a dat în groapă, s-a stricat pe gata spatele galata? Da. E de la accident. Bă, nu știu la mine la ce e, dar la mine... Da. Trebuie să vină aici pe curând. A, fir ar să fie. Vrei să mă întorc să intru iar în tunel? Da, nu știu. Acum, stai că mă teleportez. Poziția America, dacă aveai și US Tire să te... Ia, pui poziția și să pui poziția. Tu, că știi. E ca la Logan. Da. Păi vezi. Și asta mi-a dat puțin să vezi, deci când se vede personalizarea, deci când se analizezi, ia de puțin. Vezi cât de slabă e așa, nu știu, care e la... E firavă, da. Deci aici chiar ți-e frică, adică când vedeți pe unul cu Mini Cooper care nu se analizează, credeți-mă că e problemă. Ai întreaga emoție să se analizezi. Bă, da, îmi place. Dacă vrei să-ți dau 1000 jumate azi, un torpedo? Suficient. Da. Deci, ți-am zis, dacă vrei 1500 de euro astăzi, aș putea să-ți ofer să mănânce și gura mea ceva. N-aș da-o. Bă, da, chiar e ok. După bună, chiar e ok. Momentan e singura mașină care poate servește în fiecare zi. Uite, se vede acolo, asta se vrea să spun, dacă se vede. Da. Tuneric, zici că sunt plin de tot asta. Bă, au fost ceva atenția la detalii la modelul ăsta și cred că s-a vândut destul de bine, îmi văd destul de des pe stradă. Dar în general mai mult la femei. Na. Bine, e ok că, na, și tu ai. Femeile la stradă ce? Da, fac dreapta în pasaj. Nu, nu știu, vrei să bagi în pasaj? Nu știu, vrei să bag în pasaj? Ia bagă, s-au din turbina puțin. Nu s-au de la Logan când îi dai la 1.5. Ia, dă ea treia frumos. Dă ea treia frumos. Treia rublană. Când ajungem în Passat, îi dai. În Passat ajungem, da? E în 2200, ar trebui să tragă acum. Ar trebui să tragă. Sunt deja la 3000, Cornel. 3, 2, 1, dai! Mamă! 80, uite cum se duce. Wow! 80! Da. A dat și niște rateuri. Ai auzit, vezi, ei tu. De la soft, s-a așezat softul. Da, Cornel. Bine. Mai te spui ceva în apărarea ta că le-am făcut pe toate. Mai am decât să dați un like acestui clip. Nu uitați de like, subscribe și follow pe Instagram, aveți toate detaliile în descriere. Pa, pa. Salut!